Bine v-am găsit, suntem la dosar de politician și pentru că suntem la dosar de politician trebuie să vă oferim niște informații în exclusivitate de pe scena politică. Surse apropiate Partidului Național Liberal ne-au transmis, ne-au spus că în acest moment există suficiente voturi pentru a trece prin investitură prin Parlament un guvern Ludovic Orban. Negocierile acestea durează oficial de 2-3 zile. Sâmbătă este o zi foarte importantă, pentru că sâmbătă președintele României Klaus Iohannis se va întâlni cu membrii desemnați ai viitorului guvern Ludovic Orban. Întâlnirea va avea loc la Sibiu sau la București, pentru ca președintele României să le transmită celor 15 sau 16 miniștri liberali câteva cuvinte în această săptămână, câteva cuvinte de început de campanie electorală. Așadar, liberalii ar avea voturile suficiente pentru a trece un guvern. Sâmbătă vom cunoaște componența acestui guvern. Ludovic Orban a pregătit pentru fiecare portofoliu în parte câte 2-3 nominalizări. După discuție de sâmbătă, vom avea, cel mai probabil duminică, o schiță aproape de 100% a viitorului guvern liberal. Acestea sunt informațiile. Astăzi au fost negocieri politice. A apărut în ecuație și Tăriceanu, Kelemen Cunor, Victor Ponta, evident, care a spus că nu vrea portofolii în guvern. Și-a nuanțat pozițiile Victor Orban. O să vedeți despre ce este vorba. În acest moment, din informațiile pe care le avem, viitorul guvern minoritar al PNL va trece prin Parlament. Evident că această campanie prezidențială a fost reîncărcată astăzi. Dan Barna ar fi cercetat de Direcția de Luptă Antifraudă. Se va alege probabil cu un dosar penal după dezvăluirea Rise Project. Și în același timp mai avem un scandal de mai mică intensitate. Dan Voiculescu și candidata lui, Ramona Ioana Brinsels, se află într-un conflict extrem de tensionat. Pe o miză de peste 1 milion de euro, să vedeți înregistrări publicate în exclusivitate de revista Newsweek. Așadar, ne plictisem în campanie, avem dosare penale, avem înregistrări, avem o discuție foarte interesantă despre cine va nominaliza viitorul comisar european. Suntem așadar în campanie. Invitații mei din această primă parte, pentru că în a doua parte o să-l avem pe Traian Băsescu, fostul președinte al României, sunt Sabin Orcan, director Newsweek. Bună seara, Sabin, mulțumesc pentru prezență. Felicitări pentru dezvăluiri, felicitări pentru înregistrări. Mulțumim. O să le vedem imediat. Așadar, pupila varanului Dan Voiculescu, da, iese în față cu niște dezvăluiri, niște înregistrări foarte interesante. O să le vedem imediat. Vlad Nistor, Partidul Național Liberal, bună seara, mulțumesc, domnule profesor, pentru prezență. Și purtătorul de cuvânt al PMP, Mihai Neamț, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Să vedem așadar declarațiile zilei politice pe tema formării noului guvern. Vă repet, liberalii ar avea în acest moment voturile pentru a investi un viitor guvern minoritar liberal. Sâmbătă, peste 2 zile, vom cunoaște în mare parte componența viitorului guvern liberal. Eu am încredere că până la final ne vom înțelege și că vom putea obține susținerea parlamentarilor de la Pro-România. Nu există niciun fel de punct de vedere exprimat de partenerii noștri la negociere care să reclame vreo problemă din partea noastră. Am încredere că împreună cu aceste formațiuni vom reuși și investirea guvernului. Din discuțiile purtate până în momentul de față, nu văd elemente de divergență majoră care să determine o formațiune sau alta să nu voteze investirea guvernului. A fost foarte scurtă discuția, că nu era cazul de mai mult. Noi suntem un partid nou, mic, de centru-stânga, care însă avem un obiectiv mare. Vrem să reprezentăm noi și să apărăm interesele electoratului de stânga. Repet, avem un obiectiv pe termen mediu și lung de a reconstrui stânga în România și de a reprezenta electoratul. Sunt o serie de chestiuni pe care le-am discutat, sigur, civilizat, dar asupra cărora nu negociem, cum ar fi chestiunea guvernului monocolor. Nu mai vorbesc de faptul că ușor nefiresc dacă PNL-ul intenționează să formeze un guvern
hai să-i spunem, multicolor, da? Alcătuit din mai multe partide, riscul este ca PNL-ul să devină minoritar în propriul guvern. Mi-a zis că dorește susținerea guvernului care va fi propus probabil săptămâna viitoare și să discutăm în ce condiții putem noi acorda voturile grupurilor noastre la investitură. Am discutat mult pe problemele reale cu care se confruntă țara. Economie, buget, fiscalitate, investiții sau lipsa investițiilor și tot ce înseamnă pentru anul 2020 această perspectivă fiscală, bugetară, economică. Și aici, în mare măsură, am putea să ajungem la un numitor comun. O mică răutate de început de emisiune. Maghiarii sunt interesați de economie, buget, fiscalitate. Asta ne spune Kelemen Hunor. Eu cred că sunt interesați maghiarii de alte chestiuni, cei de la UDMR. Le tremură pantalonii pentru introducerea votului în două tururi la primării, pentru că își vor pierde baza electorală și primarii și aleșii locali din Harghita și Covasna. Asta cred că mă interesează mai mult decât poveștile lui Kelemen Hunor despre fiscalitate și alte discuții. Bun, revenim la chestii serioase. Sabin Orcan, cum crezi că se va încheia povestea asta? Există vreo chestie serioasă? Nu, dacă îmi dai voie să fac o remarcă. Ai spus că domnul Ponta, nu așa ai spus, da, că domnul Ponta nu vrea portofolii. Așa a zis, oficial. Da, ar fi bine să nu vrea nici portofele, nu doar portofolii. Fiindcă... Adică un portofel hidroelectric, da, transelectric, da, așa, ceva portofele, cu bani. Da. Noi avem chiar în revista pe care ți-am adus-o și care apare mâine pe piață, un articol foarte interesant, o dezvăluire a lui Petru Zoltan despre oamenii lui Chițoiu. Păi și domnul Chițoiu, el apare, nu e la putere, nu e în opoziție, înțeleg, nu, domnul Chițoiu? Trebuie să vezi cum oamenii lui sunt la putere, sunt instalați pe unde trebuie, în locurile... Păi se schimbe liberalii, Sabin Orban, dacă ajung la putere. Da, nu, dar mie îmi plac oamenii ăștia care spun, noi nu suntem la putere, dar avem oameni pe toate companiile de stat, pe unde trebuie, pe la, în general, pe unde e robinetul cu bani. Adică, dacă ar putea domnul Ponta, dacă nu vrea nici portofolii, să nu vrea nici portofele. Asta e o primă observație. În legătură cu scandalurile momentului, cu care vrei să începem? Cu înregistrările sau doar cu guvernul? Să discutăm puțin despre formarea guvernului. Mai bine spune domnul Nistor despre facerea guvernului, că asta discutam înainte de emisiune cu dumnealui. Habar n-am cum va arăta guvernul. Trebuie și ce să le punctăm. USR-ul va vota acest guvern, din ce informații ai? Eu cred că dacă nu și-au pierdut complet mințile liderii, nu mă refer la marea masă, eu am prieteni amici în USR care sunt oameni foarte respectabili, economiști foarte valoroși. Dacă însă liderii acestui partid nu și-au pierdut mințile complet, sper că nu o să voteze împotriva unui guvern care înlocuiește guvernul Dăncilă, care a fost o catastrofă. Sper că nu și-au pierdut mințile. Păi stai puțin, chiar dacă ai nu văzut declarația lui Barna? Declarația de aseară a lui Barna făcute pe rețele de socializare către publicul userist, Barna a spus că este mai acceptabil să o țină 3 luni pe Viorica Dăncilă decât să voteze un guvern minoritar PNL. Irresponsabil. Că așa este corect. Nu vreau să zice fiu, te ai aici. Da, irresponsabil în sens. Ai văzut, nu, ai văzut declarația lui Barna? Poate le pregătesc colegii și discutăm punctual. Vreau să spun singur, repet, sper, mi-am exprimat speranța, poate nu va fi așa, dar sper în continuare că nu și-au pierdut mințile complet, pentru că a nu participa la guvernare e una, pe diverse motive, dar a spune că sabotezi primul guvern nepesedist din ultimii 3 ani, care are ca principală sarcină, să nu ne facem iluzii, acest guvern, viitorul guvern, dacă va fi votat, condus de Ludovic Orban, domnule, n-are, nu poate să repare ce n-au reparat alții în 20 de ani. Are o singură sarcină, să țină țara pe linia de plutire până la organizarea unor alegeri anticipate sau la termen. Eu cred mai degrabă că vor fi la termen, fiindcă e greu să-i convingi pe PSD-și să iasă din Parlament în primul rând, să-și taie mandatul cu un an de zile. Asta e opinia mea. Și pe de la Pro-România, și pe de la UDMR. Și pe alții, și pe alții. Da. Deci nu pleacă parlamentarii din Parlament, fiindcă li s-a stricat. Nu, pentru că sau cineva a așteaptă pensia specială după primul mandat. Da, dar vreau să spun următorul lucru. Dacă nu și-au pierdut mințile, ei vor înțelege să voteze acest guvern, care este un guvern, sper,
care va putea să țină țara pe linia de plutire. A spune că vrem să mai rămână Dăncilă interimară 3 luni, dom'le, mi se pare periculos. Nu, dar e irresponsabil, domnul Orcan. Logică. Adică putem spune că atunci când nu-ți asumi responsabilitatea, ești irresponsabil. Putem spune că atunci când ai ieșit în Piața Victoriei... Păi zice Victoriei, Barna că nu vrea să întărească domnul PSD, Mănăstire. Domnule, că e un calcul politicianist. Și că PSD o să revină ca o fiară roșie... cum să spun, o încărcată de incompetența unui viitor guvern liberal. Astăzi am avut 3 emisiuni la televizor și a trebuit să, la diferite televiziuni, și a trebuit să iau dintr-un punct într-altul al Bucureștiului tot soiul de noi mijloace de transport și n-a fost ușor. Partid mic, faceți oficii... Dar vreau să vedeți următorul paradox. O avem pe Dăncilă, o avem pe Firea, iertați-mă, astăzi primar al Bucureștiului, și pentru că radicalismul de tip userist în 2016 a refuzat orice colaborare, dacă țineți minte, cu celelalte partide de opoziție, cu PNL și cu, și cu PMP, și acum o avem pe Firea. La fel ne putem trezi cu Dăncilă, nu? Profeție făcută deja de Barna, încă 3 luni, poate 6 luni, pentru că Barna nu se gândește la România, ci la brandul lui personal. Da. Și acum vreau să vă spun atât. Și greșește cu ceva, Mihai Neamțu. Barna spune, interesul nostru, al USR și al meu, este ca să facem anticipate, mai stăm 4 luni, 3 luni de zile cu Viorica Dăncilă, pentru că o să ne fie mai bine, domnule, din aprilie. Eu știu că Barna e fericit în România. Eu știu că Barna... Gândește în interesul lui personal și al partidului pe care îl conduce. Ce e greșit în asta? Eu știu că Barna este fericit în România, ne-o spune în fiecare zi, e fericită și sora după lui. După cei 6 este milioane fericită de euro de la post. Păi cum? Păi cum? Nu? Adică dacă tu ai luptat cu Ciuma Roșie prin aceste fonduri, e o discuție interesantă. Dar vreau să spun atâta pentru toți cei care au stat în frig și ploaie în 2017, cântând, strigând, cine nu sare, nu vrea schimbare. Și am sărit, domnul Mănăstire, poate și domnul Orcan, am sărit... Și eu am sărit, domnul. Și a sărit și domnul profesor, am sărit de n-am știut ce-i cu noi, da? Până când am văzut-o pe Dăncilă căzând. În sfârșit, eu aș adăuga, nu? Din 2012 până astăzi, nu? Vedem sfârșitul dinastiilor PSD-iste aproape de colaps. E bine. Care sfârșit? Viorica Dăncilă este la Palatul Victoria și Dan Barna vrea să o țină acolo pe doamna Dăncilă măcar până în aprilie, martie, aprilie, păi 2020. Care era urgența? Care era urgența moțiunii? Care era urgența? Să cadă Dăncilă la nivel de imagine. Barna a explicat. Haideți să ascultăm argumentele lui Dan Barna, după care le comentăm. Acum un an jumate, 2 ani, nimeni nu ne dădea vreo șansă că vom la anticipate. Acum brusc vorbesc de anticipate și președintele, și PNL-ul, și Dăncilă a zis că nu e teamă de anticipate, deși, mă rog, aia cu jumătate de gură. Deci, dacă împingem și mergem cu îndărătnicia asta a USR, eu cred că ar putea să fie o șansă. Pentru că prefer să rămânem cu guvernul Dăncilă încă 3 luni și după care să știm că am scăpat de ei, decât să stăm fără guvernul Dăncilă următoarele 8-9 luni. Păi Dan Barna, măi Ilie, măi Dănuțe, nu trebuia să votezi moțiunea de cenzură și o mai ținai pe Dăncilă încă 3-4 luni, cum spui tu, că preferi să o ții pe Viorica Dăncilă. Nu trebuia să votezi moțiunea de cenzură și rămânea natural Viorica Dăncilă și o executau PSD-iștii după prezidențiale. Și înțelegi? Domnul Mănăstire. Vlad Nistor, vă rog, spun și eu 2 cuvinte, mai ales că reprezint aici partidul care a inițiat această moțiune și care a avut și cele mai multe, cea mai importantă contribuție. Și partidul, domnule Vlad Nistor, partidul care este șantajat acum pe toate direcțiile pentru formarea viitorului guvern. Dacă se lasă șantajat. A, bună nuanță. Pentru că acest partid nu se va lăsa șantajat. Noi facem parte dintre cei care chiar ne dorim, nu mimăm, alegeri anticipate. Pentru că dacă ar fi în martie alegeri anticipate, noi ne-am dublat cel puțin, în cel mai rău caz, ne-am dublat mandatele parlamentare. Deci despre asta e vorba. Dar nu suntem irresponsabili și înțelegem că România are nevoie de salarii în lunile noiembrie și decembrie, deci de o rectificare bugetară rapidă. România are nevoie de un nou buget pe anul viitor. Ambele nu pot fi executate de către guvernul prăbușit Dăncilă, pentru că nu are dreptul. Pentru că atribuțiile acestui guvern de mis sunt reduse. Nu poate desemna nici măcar, și blocăm întreaga Europa, pe viitorul comisar al României
în membru al Comisiei Europene. Aici o discuție o vedem mai departe. Deci un premier demis nu poate face încă o propunere pentru comisar, spuneți dumneavoastră? Nu, în cazul acesta concret nu poate face o propunere de nou comisar, pentru că aceea care este președintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că nu discută cu un guvern care s-a prăbușit prin urma unei moțiuni de cenzură. Bun, faceți-mi un comentariu, domnule profesor, legat de declarația domnului Barna, da? El spune că preferă un guvern Dăncilă până în martie-aprilie decât să intre la guvernare cu liberalii și oarecum să voteze un guvern. Deci, acest comentariu, aici domnul Barna a făcut înaintea negocierilor cu primul ministru desemnat și echipa Partidului Național Liberal, care și-a asumat un guvern monocolor, 1, 2, a făcut-o pe o rețea de socializare într-un grup format, credea el, în exclusivitate din membrii ai USR-ului, s-a adresat, deci, ca să zic așa, activului de partid, militanților convinși ai acestui partid. Convingerea mea personală este că, în primul rând, eu nu-s convins că parlamentarii acestui partid vor vota la unison. Știu că, tocmai datorită, probabil, tensiunilor din interiorul acestui partid, există posibilitatea ca unii sau alții dintre membrii, chiar dintre liderii acestui partid, să aibă opțiuni diferite. Dar eu am convingerea că decizia finală, chiar și a USR-ului, și dacă mă întrebați pe mine astăzi, după încheierea negocierilor, chiar și a Partidului Pro-România, va fi de a vota guvernul Orban. Dar pot să adaug ceva? Vă rog mult. Încă o dată. Eu pun toată această discuție din perspectiva radicalismului, enunțurilor politice asumate de liderul USR atâta vreme. Ei au spus că este urgență să salvăm România de ciuma roșie. Ei au spus că Dăncilă este o catastrofă în plan european. Absolut adevărat. Ei au spus lucruri cu care toți eram de acord și au împins, au exagerat chiar solicitând această cădere de guvern, care, iertați-mă, putea să aibă liniștit loc și după alegerile prezidențiale. Nu înțeleg chiar de ce după, să spunem, 24 noiembrie nu am fi putut să avem aceeași situație. Însă este o opinie interesantă, pentru că toată lumea, mulți spun următoarea chestie: noi aici avem două crize, de fapt avem o criză guvernamentală și avem alegeri prezidențiale. Noi nu mai putem discuta. Alegerile prezidențiale se întâmplă odată la 5 ani. Sunt foarte importante pentru arhitectura constituțională, până la urmă sunt foarte importante pentru ceea ce vrea poporul. Noi nu mai putem discuta despre prezidențiale, pentru că prezidențiale sunt grefate, sunt infectate de acest scandal guvernamental după căderea guvernului Dăncilă. Și aici îi dau dreptate lui Mihai Neamțu. Da? Noi, în loc să discutăm despre ce facem cu țara asta, despre ce vrea paleologul, da? Despre ce vrea Iohannis, discutăm despre Barna. Să discutăm și despre ce vrea Barna, că e candidat la președinție. Dar eu vreau să fac o observație. Această declarație, prefer să mai stea Dăncilă încă 3 luni decât să se întoarcă din nou PSD vioara întâi, am încheiat citatul din domnul Barna, chiar făcută în condițiile Inside, despre care vorbea domnul Nistor, chiar făcut așa, această declarație este pe de o parte ilogică, pe de altă parte cinică. Cine ne garantează că dacă ținem guvernul Dăncilă 3 luni vom avea alegeri anticipate? Vă dau răspunsul: nimeni. Evident. Doi, cine ne garantează că dacă nu ținem guvernul Dăncilă și participă sau nu USR, dar votează acest guvern Orban, va câștiga PSD următoarele alegeri? Există cineva, vreo Casandra? Păi asta zice Barna. Domnule, are domnul Barna, este, da, e un fel de Casandra, da. Domnule, la domnul Barna mă gândesc că are un glob de cristal acolo la USR și zice: băi, ia să vedem cum va fi, nu ca în filmele astea 2020, cum o să fie parlamentar. Aoleu, nu ne iese, deci trebuie să mai ținem guvernul Dăncilă 3. Eu nu cred chestia asta, deci e ilogică. Și atunci, de ce o zice Dan Barna, domnule? De ce o zice Dan Barna? O spun. Pentru că în acest moment își pierde USR-ul într-o analiză obiectivă. Repet, acolo sunt oameni cum se cade la USR, nu toți sunt o apă și un pământ. Își pierde USR-ul obiectul criticilor și opoziției. Dacă dispare Dăncilă și PSD-ul și pericolul PSD-ului, da, cum poate să le spune electoratului de mâine: băi, de mâine gata, întoarcem tot.
lucrurile, dăm în PNL. Bun, au existat contre între cele două partide, dar n-a fost o opoziție. Păi nu, Barna spune că dacă baionetă. Vor intra la guvernare, nu vor mai fi relevanți. Așa. Ce înseamnă nu vor mai fi relevanți? Eu am învățat așa, stați numai puțin, domnule Neamțu. Păi Barna vrea să fie relevant, asta e ideea. În cărțile pe care le-am citit eu înainte cu mult ca domnul Barna să intre în politică, probabil pe vremea când domnul Barna se ocupa cu fondurile europene, în cărțile pe care le-am citit eu am înțeles. Așa am înțeles și eu democrația parlamentară, că scopul partidelor este de a lupta în opoziție ca să ajungă la putere. Scopul partidelor este să obțină puterea. Barna vrea să fie relevant. Dom'le, vrei să vezi declarația? Nu există partid Barna care obține un scor mare și spune nu, dar vreau să fie deci, opoziție. Deci Barna spune așa, că el este un hagi când vine vorba de fonduri europene și că este irelevant când ajunge la putere. Nu, eu îi spun lui Barna, du-te din nou să faci bani din fonduri europene. Dacă nu ești pregătit să guvernezi, oricum mă sperie gândul că Barna ar trebui să administreze miliardele bugetului de stat când el risipește milioanele pe care le primește de la Bruxelles. Dar e ceva foarte important pe care colegii mei nu l-au spus. E ipocrizia structurală care începe să-l definească pe acest personaj, de altfel complet nepregătit. Atât în materie de politică externă, cât și de politică internă. Bun. Numai puțin, domnul Mănăstire, uitați-vă la ipocrizia asta. Vreau alegeri anticipate. Dom'le, de la cine vrei tu alegeri anticipate, dacă nu de la tine? Tu trebuie să fii primul care îți dai demisia și colegii tăi din USR în bloc. Dați-vă astăzi demisia ca să vă cred. Pentru că lumea asistă la aceste declarații. Ba în fața lui Iohannis, ba în fața lui Orban, ba în fața usăriștilor. Eu sunt pregătit pentru anticipare. Domnule, dă-ți demisia ca să te cred. Domnule, ești usăriștii din Parlament. Îți dau scris aici. Domnul Neamțu, nu pleacă nimeni de la măcelărie. Cu toată simpatia. Dom'le, ideea pe care n-a respins-o nici președintele Iohannis, dacă ați fost atent. Ideea alegerilor anticipate nu era. Deloc. Pentru că trebuie să resetăm România. Asta e o idee bună. E o idee, dar idee bună. Demagogic. Problema este cum o pui în practică într-o Românie care are o constituție extrem de rigidă din punctul ăsta de vedere. Cum o pui în practică? Pentru că mâine poate să-și dea demisia USR-ul din Parlament. Uite, vă dau o situație ipotetică. Nu se întâmplă nimic. Nu se mai întâmplă altceva, domnul Rosor. Se întâmplă altceva. Revine PSD-ul la mine. Nu vin rezervele de la USR, citiți legea. Vin rezervele de la USR. Vin aia trebuie să-și dea și demisia până la capătul listei. Avem o Românie în care nu se pot face alegeri anticipate. Da, asta, bun. Și atunci de ce nu e ipocrizia asta? Spune eu lui Dan Barna să vedem ce preocupă pe Dan Barna și ce discutăm noi aici în studio. Oarecum sunt două lucruri diferite. Barna are o mare problemă. El simte în viața lui interioară, politică, emoțională, că nu este relevant. Și săracul vrea să fie relevant, da? Asta e chestia care îl deranjează pe el, da? Care îl supără, da? Să vedem declarația. Eu lucrez cu materialul clientului. Să vedem declarația lui Barna. Sunteți croitor. Există posibilitatea să participăm la guvernare? Eu zic că pe termen scurt nu. Dacă intrăm acum la guvernare, pur și simplu ne asociem cu și validăm PNL-ul. De asta trebuie să gădem în capcana de a cere, nu știu, un minister, două, trei PNL-ului sau așa, pentru că ne vor da orice. Ideea că intrăm cu ei la guvernare și validăm, înseamnă pentru ei raiul pe pământ. Este exact ce așteaptă și ce își doresc de la noi. Adică marea lor chinuială era tocmai asta. Păi cum se atrage și USR-ul? Că, practic, ei vor face lucrurile tot în stilul în care știu să-l facă. Că e previzibil lucrul acesta. Doamne ajută să facă bine. Dar ideea următoarea, dacă vor face bine, meritul să fie al PNL, indiferent că avem noi unul, două ministere. Dacă vor face rău, ceea ce e o probabilitate sau nu le va ieși, evident că va fi din vina USR-ului. Adică nu trebuie să fim super genii ca să ne dăm seama cum funcționează lucrul acesta. Tocmai de aceea noi nu avem de ce să intrăm, plus că am intrat ca partener minoritar în condițiile în care alegerile ne-au arătat că suntem acolo, aproape unii de ceilalți. Dacă intrăm după lege, atunci avem consistență și suntem într-adevăr relevanți. Domnule Nistor, dacă ați ascultat cu atenție declarațiile, Barna spune așa, liberalii vor face lucrurile tot în stilul lor. Da. Asta este un proces de intenție. Vă spun eu exact ce a vrut să spună Barna. Liberalii vor face tot prostii, ticăloșii, golănii. Tot incompetenți, tot bandiți. Ok, cum răspundeți la asta? Nu zice asta. Situația e foarte simplă. Înțelegem și noi ce spune Barna. În mod teoretic, până foarte de curând, partidul acesta, Uniunea Salvați România, a fost colaboratorul, principalul colaborator în opoziție al Partidului Național Liberal. Împreună cu PMP, care și de asemenea a fost tot timpul un partid de opoziție.
ne așteptam după această moțiune ca în condițiile în care România are urgent nevoie de o formă de guvernare, alta decât cea social-democrată, să fi găsit împreună, și eu sper în continuare, toată lumea speră, Ludovic Orban speră, că va ajunge cu Uniunea Salvați România, la întâlnirea sa de mâine, de după la prânz, la o formă de coexistență, de sprijin în Parlament și de sprijinire în continuare a acestui guvern, care este, cum a spus domnul președinte Iohannis, de tranziție. Domnule, tot nu e un guvern care își asumă răsturnarea realităților din România, nu este un guvern care vrea să reformeze în integralitatea sa statul. Aceasta o vom face după alegerile din 2020, despre care eu sunt convins că le vom câștiga împreună cu aliații noștri. Domnul Mănăstire, nu pot să nu observ că Uniunea Salvați România, care păstrează acest verb salvaționist, mesianic al FSN-ului de odinioară, noua stângă și vechea stângă se mai întâlnesc. E bine, ne spune următorul lucru. Sunați la 112, chemați o ambulanță și spuneți-i să vină peste 3 luni. Pentru că, în esență, asta a făcut USR-ul. A dat jos un guvern, a zis, alo, veniți voi, ceilalți din opoziție, să dați jos guvernul Dăncilă. Nu au chemat ei pe nimeni. S-au aliniat. Noi am chemat pe toată lumea. Am chemat ambulanța, cum ar veni să salveze România, și când au venit paramedicii acolo, la întrebarea ce-i de făcut, au spus, veniți peste 3 luni. Este iresponsabil să te porți așa. Și m-a deranjat încă ceva. Vreau să spun, n-am spus-o niciodată, fiindcă e un băiat deștept și l-am respectat, dar nu știu dacă băiat deștept... La câți bani a făcut numai că băiat deștept? Nu despre domnul Barna vreau să vorbesc, ci despre domnul Năsui. Domnul Năsui, următorul subiect. Tocmai ne-a spus astăzi că cei care se pregătesc să guverneze, că o fi cu siguranță PNL-ul sau alte partide, PMP-ul, poate da, poate nu, se gândesc la Ciolan. Păi când domnul Năsui, al cărui tată a dat un tun în anii 90 de peste 8 milioane prin operațiunea Motorola, îmi pare rău, chiar am documentat acest subiect, vine și ne spune că despre Ciolan este vorba când guvernezi, îmi pare rău, deja suntem în zona de populism. A guverna înseamnă a fi responsabil. România chiar are probleme structurale, deficite, are împrumuturi care depășesc împrumuturile tuturor celorlalte țări din Uniunea Europeană. Are o inflație în creștere. Cum poți să spui tu, Claudiu Năsui, un om inteligent, a te duce la guvernare este un gest care de tip ciolanian? Are dreptate, domnul Neamțu, dacă spune asta, înseamnă că n-a înțeles nimic din politică și n-a înțeles de ce e domnia sa acolo. Nu, măi, nu asta... în esență, domnilor, da? Ce zice Barna? Dacă intrați pe site-ul de știri și pe b1tv.ro, să vedeți declarația lui Barna în extenso, el spune așa: vrem să intrăm la guvernare atunci când suntem noi vioara întâi. Noi să punem condițiile, noi să controlăm guvernarea. De aceea nu vor să intre cu liberalii, pentru că ei, în esență, au 8% în Parlament, ei vor să fie relevanți, vor toată puterea sau majoritatea puterii pentru ei. În esență, asta zice Barna. Bă, pentru noi, interesul nostru, Uniunii Salvați România, nu este să intrăm acum, pentru că nu suntem pe poziții de forță. Noi vrem să luăm toată puterea. Vrem tot Ciolanul sau mare parte, bravo, din Ciolan. Poți asta să spui este asta? Povestea simplificată. Dar nu adăuga și vești cu Dăncilă. Domnule, am stați un pic ca să, în primul rând, să vă fac niște corecturi, că e fake news și ați lansat un fake news de față cu mine și eu știți că, știu că vă place expresia asta, deci este fake news. Tatăl domnului Năsui nu a fost niciodată acuzat de nimic. Asta e primul fake news. Al doilea fake news, unchiul domnului Năsui, care a fost acuzat, a fost achitat definitiv și a primit și 100.000 de euro despăgubiri de la statul român pentru abuzurile care au fost comise în dosarul respectiv împotriva lui. Deci asta e al doilea fake news. În legătură cu... Deci nu mai faceți un proces de intenție lui Claudiu Năsui pentru ce credeți dumneavoastră că ar fi acuzațiile aduse tatălui. Că nu mă interesează. Da, și cine... Bancorexul, să știți, domnule, că s-a bucurat de aceeași situație. Multe dosare s-au clasat și ADS-ul s-a clasat și nu înseamnă că nu s-a clasat. Nu s-a clasat nimic, nu. Ăsta a fost achitat definitiv. Citiți sentința de la Înalta Curte. Multe tunuri din anii 90 nu mai sunt astăzi zvorbărite. Vă rog eu frumos, nu mai lansați fake news cu mine în emisiune, că eu vă taxez. Cu toate că vă prețuiesc, vă taxez dacă lansați fake news. Ăsta este fake news. Mai documentați-vă puțin înainte să lansați astfel de fake news. În legătură cu chestiunea asta cu neparticiparea la guvernare și atacurile care încep să apară între cele două principale partide, PNL și USR și PMP acum, eu aș face următoarea observație. Poți sondaj de opinie, Silviu Mănăstire, dacă vrei. Că, uite, mi l-am scos aici, cu pixul. Dom'le, PNL este condamnat
să guverneze în viitoarea guvernare împreună cu USR. Condamnat. PNL plus PMP fac 30%. 30 ceva la sută. USR-ul va avea în continuare, și dacă scade câteva procente, 5%, tot va avea împreună cu plus un 15%. PNL-ul este condamnat în acest moment pentru propriul electorat și pentru România, este, da, să guverneze cu USR. Evident. Un USR fără Dan Barna. Dacă formațiunii... Habar n-am. Dacă formați... Aventurile lui Habar n-am sunt și aici. Eu intuiesc. Cam după 20 ceva ani de presă am și un anumită ediție. După 30 de ani de presă... USR-ul va guverna cu liberalii fără Dan Barna. Da. Bun. Perfect. Ai dat-o un scenariu. Eu după 30 de ani de presă mă feresc să fac predicții de tipul ăsta. Vreau doar să spun atât. Matematic, în acest moment, și probabil că se va menține situația asta more or less până la următoarea alegeri, aceste două formațiuni, trei formațiuni, USR plus căs două, PNL, PMP, dacă face pragul și intră în Parlament, sunt condamnate să guverneze împreună. Condamnate! Electoratele lor vor asta. A spune că nu vrei acum să participi, asta nu spune Barna că nu, pe viitor nu participă la o guvernare. Însă... El nu vrea acum. Însă... Că nu e relevant. Vrea însă, să devină relevant. Însă, în acest moment, dacă aceste atacuri se acutizează, riscul este de a antagoniza cele două tabere și electoratele lor, care se manifestă destul de zgomotos pe rețele de socializare, astfel încât să nu mai fie posibilă o negociere și o masă rotundă pentru viitoarea guvernare. Nu e posibilă negocierea pentru că ești și oameni politici raționali. Să ajungem la subiectul zilei, de 3-4 zile, mediul online, simpatizanții USR îl apără pe Dan Barna, unii l-acuză pe Dan Barna, da, după dezvăluire Rise Project. Dan Barna a dat explicații extinse aseară pe acuzațiile care au fost făcute în ancheta jurnalistică. Astăzi, oficial, cei de la Rise Project, de la echipa de investigație, au publicat un document din care rezultă că departamentul antifraudă al Uniunii Europene, DLAF-ul, da, anchetează afacerile cu fonduri post-dru făcute de Dan Barna. Avem de a face cu o investigație așadar oficială. Ce-ar fi ca probabil, de cel mai probabil, Mihai Neamțu, vor intra și procurorii, pentru că discutăm de bani europeni. Haideți să vedem informațiile, să vedem în ce măsură acest scandal îi va afecta campania lui Dan Barna și în ce măsură Dan Barna, după ce, aici o mică paranteză, nu va intra în turul 2 al alegerilor prezidențiale, va fi schimbat de la conducerea USR. Nu există nicio ilegalitate în ce am muncit în anii aceia, inclusiv pe aceste proiecte. Și pe aceeași logică vă invit de acum să-mi scrieți întrebări ca să pot să vă, răspund și vouă. Dacă ai vorbi așa natural și lejer și în public, ai fi genial. Încerc. Mi se zice că am mai progresat, deci mă străduiesc. De către cine a fost comandat și finanțat acest reportaj marca Rise Project? Adică cine credeți că ar fi putut comanda așa ceva? Măi, am crezut că de la oponenții mei direcți din campania asta, că cineva le-a trimis dosarul cu toate rambursările companiei mele. Deci este, și cumva ne-au zis și ei la interviu, că este o anchetă pornită la pont. Deci cineva le-a zis, mergeți și faceți o anchetă pe subiectul Dan Barna. Domnul Barna, nu cineva le-a zis jurnaliștilor. Jurnalistul nu le poate spune nimeni să facă sau nu, sau să nu facă. Ei decid dacă fac sau nu. Cineva, într-adevăr, le-a oferit jurnaliștilor niște informații. Și jurnaliștii s-au dus să le verifice și au mers în teren. Dan Barna. Oamenii s-au dus în teren și au vorbit cu oamenii timp de 2 luni. Din punctul ăsta de vedere, că acum, ca o mică paranteză, sunt foarte mulți jurnaliști, unii cu experiență, alții cu mai puțină experiență, și aici Sabin Orcan, de prin anii 90, chiar a făcut investigații. Și eu am făcut investigații când nu era Google și telefoane mobile, da? Acum vreo 20 de ani. Oamenii s-au dus pe teren, da? Și au vorbit cu oamenii, cum se face, pe școala veche de presă. Iar oamenii le-au povestit despre ce s-a întâmplat în acele proiecte europene implementate de Dan Barna. Bun, deci avem confirmarea oficială că DLAF-ul verifică, Dan Barna spune nu e nicio problemă, a mai fost verificat, să vedem ce se întâmplă. Ce măsură afectează campania lui Dan Barna această investigație de presă? Îi afectează, nu știu cât în propriul electorat, că știi, acum nu știu să explic asta
ca un sociolog, dar știu să explic asta ca un jurnalist. România e formată din mai multe bule. Vă aduceți aminte? Triburi. Vă aduceți aminte de celebra finală prezidențială, nu? Cu cele două românii, Băsescu versus Năstase. Nu sunt, domnule, două românii, sunt vreo 30 de românii. Și domnul Barna, că văd pe, se filmează așa, cumva ciudat, cred că e un grup din ăsta, nu? Da, intern, e un fel de cumpănaș al USR. Da, deci, trăim în diverse bule, mai ales acum de când cu rețelele de socializare, diverse bule. Bă, domnul Barna are bula lui. Da, tribul. Domnul, da, triburi. Da. N-aș zice că sunt triburi. În sens sociologic, zice. Da, eu aș zice mai degrabă că sunt bule. De ce? Pentru că astea nu prea comunică cu unele cu altele. Da. Și în bula domnului Barna altfel se văd lucrurile decât în bula celorlalți. Acum, referitor la ancheta foarte bine făcută și exhaustivă, făcută de colegele noastre de la Rise Project, două tinere jurnaliste foarte talentate. Aș vrea să supervizate zic, de un jurnalist cu experiență, de Mihai Munteanu. Da. Ce vreau să spun este că, domne, e o anchetă foarte bună, ridică așa puțin vălul despre ceva ce s-a mai vorbit așa pe aici, pe acolo, dar niciodată cineva n-a adus toate acele proiecte într-un singur document să vedem tot ce e acolo. Ancheta... Ancheta e făcută, scuze-mă, vorbind și cu domnul Barna. Rise a venit cu povestea. Da, da. Mare parte. De unde a început totul? Am prezentat așa. Și noi aici la dosare policial contractele SECI. Domne, câți bani a luat? Da. Rise a făcut altceva și a făcut bine. A verificat proiectele. Pe fiul poveștii. Corect. Și a văzut povestea a din spatele cifrelor SECI. A vorbit cu domnul Barna, a vorbit cu colegii, foștii colegii ai domnului Barna, a vorbit cu oameni care au asistat. Cu croitoresă. Ok. Și ne-a prezentat povestea, da, the story, am, da, cum spun americanii. Am, da? Două observații de om care, repet, eu mă feresc să dau verdicte, am mai văzut multe lucruri în care oamenii se antepronunță la televizor, dau judecăți de valoare și îmi vine în cap, o spun mereu celor mai tineri, un citat dintr-un mare jurnalist american, unul dintre cei mai mari jurnaliști din istoria Americii, unul dintre cei doi care au dezvăluit afacerea Watergate, care spunea odată, zice, domne, zice, noi, jurnaliștii, nu suntem nici judecători, nici politicieni, nici procurori. Noi corect. Trebuie să aducem adevărul în fața publicului, mai departe ce fac procurorii, guvernul, publicul, electoratul, cu informațiile noastre. Nu e treaba noastră. Noi suntem jurnaliști. Acum, referitor la asta, am două observații. Deocamdată, am citit cu mare atenție ancheta Rise Project, nu am văzut acolo nici un element indubitabil, repet, un element indubitabil care să arate, de altfel nici ei nu spun asta, care să arate că domnul Barna însuși, el cu mânuța lui, a fi comis o faptă penală. Asta e unul. A doua observație este însă, din păcate o spun, că domnul Barna se dovedește altceva decât Afrodita din spuma mării, cum i-a plăcut să pozeze. Adică domnul Barna vine dintr-o zonă de, hai să-i numim, ca să nu jignim pe toți oamenii, că sunt mulți oameni care au fonduri europene, băieții deștepți ai fondurilor europene. Asta este zona din care vine domnul, da, Barna. Așa pot fi numiți, da? Băieții deștepți ai fondurilor europene care au accesat nu milioane, zeci și sute de milioane de lei, adică zeci de milioane de euro, proiect peste proiect, o mică paranteză, unele reguli, unele proiecte. Compania lui... Da. Compania lui a fost implicată în proiecte direct, indirect, prin asociere, da, în proiecte de 136 milioane de lei. Da, eu nu-i fac un proces de intenție aproape domnului 30 Barna, de milioane de euro. Doar că domnul Barna nu este un politician oarecare, ci un politician care a venit și s-a branduit din start ca fiind cu totul altceva albă decât clasa zăpadă, politică, da, și care el nu are nicio vulnerabilitate. Mie mi se pare, din punct de vedere moral, nu juridic, aici nu pot să judec, fiindcă n-am văzut o probă că domnul Barna însuși ar fi încălcat legea, dar moral mi se pare că domnul Barna vine dintr-o zonă a băieților deștepți din care el ne-a spus că nu provine. Asta am înțeles eu. Și o eu parte... Am dat opinie, dar repet, nu înseamnă că în bula lui are succes această dezvăluire. Nu știu. Domnul Mănăstiră, problema este următoarea. Nu discutăm despre fapte penale, pentru că noi nu avem, într-adevăr, cum spunea și domnul Orcan, indicii. Deși m-aș fi amuzat. De ce nu? Avem, deși o investigație, avem o investigație a Olafului. Domnul Olafului, Mănăstiră, da? M-ar amuza să o văd pe nu doamna Căveși, procuror de caz în subiectul Barna. N-ar fi primul candidat care este urmărit, care are dosar în campanie electorală. Da. Ce să vezi, da, domnul Mănăstiră. Este o bună tradiție de a face dosare în campanie electorală. Ei au ridicat ștacheta foarte sus. Ei ne-au vorbit despre oamenii noi. Tot București a fost împânzit cu portretele lor. E o dimensiune narcisică.
narcisistă, dacă vreți să traduc, spunea și domnul Orcan același lucru, în felul în care ei se prezintă. Oameni noi, ce să vezi, da? Fostul consilier al lui Miro Mitrea a ajuns strategul de campanie al lui Cioloș. Și domnul Barna, da, albă ca zăpada politicii românești, pentru că așa ni s-a prezentat, iată-l, un beneficiar al tranziției. Or, încă o dată spun, să știți, în această țară mai sunt și alți oameni care în 20-30 de ani de tranziție și-au făcut școlile, și-au urmat o profesie, au excelat în ea, au rămas în acea matcă pe de modestie. Barna, da? Și Dan Barna și-a făcut școlile și-a făcut o școală bună la Sibiu, după aceea o facultate, n-a reușit a făcut dreptul, a zis că s-a plictisit de această profesie, a intrat în zona băieților deștepți din fondurile europene, că acolo era mălaiu, și după ce a făcut sute de mii de euro, pentru că așa era, înțelegeți, făcut școlile, atenție, nu, așa era în vremea aceea, a ciumei roșii, nu și-a făcut la ecologică. După ce omul ăsta a suferit la greu, ca și Caramitru Junior, da? Ca și Pâslaru, sau cum îl cheamă, da? Au suferit cu toții în această tranziție. Mă, da? Să încasez milioane de euro. De mii, da? Măi, milioane și sute de mii. Stătea cu contul deschis, da, da, așa. Auziți că așa nu se mai poate amarata. Ce legătură are Andrei Caramitru? Caramitru are o vilă de 4 milioane de euro. Dar, domnule, a muncit la privat, foarte bine, bravo lui. Dar de ce? A muncit făcând consultanțe pentru guvernul Ponta. Dar toți oamenii bogați sunt poți sau ai făcut consultanțe pentru guvernul Ponta? Nu, domnule, n-am făcut consultanțe, dar Caramitru Junior a iertați-mă, cu respect. Și domnul Neamțu a lucrat în mediul privat. Poate lucrez în continuare, dar marele, asta că e vinovat de marele ceva? Meu nenoroc în viață, tu n-ai făcut, domnul Mănăstire. N-ai făcut consultanță, domnule, pentru guvernul Ponta? Nu, dar marele meu noroc, marele meu nenoroc este... Domnul Nistor, ați făcut consultanță pentru Ponta? Eu n-am lucrat la firma care a fost firma strategică și partener al guvernului Ponta. Da, domnule, așa e. Împreună cu Aspen Institute, ai companie mare de selectată pe Sprânceană într-un proiect al lui Ponta. Scuzați-mă, domnule, dar nu e un butic, domnul Neamțu, compania aia de care vorbim. Da, am spus. Domnule, dă-mi bic, domnule, e spus, compania asta și spun. Încă o dată, hai să terminăm argumentul. Eu asta vreau și eu să zic două cuvinte. Domnul profesor, 15 secunde. Că luăm pauza, vreau să discutăm apoi după o scurtă pauză. Deci două cuvinte. Acești oameni au suferit atât de mult în tranziție, au făcut atâtea sute de mii de euro și atâtea de milioane, încât era timpul să intre în politică. Foarte interesantă, dar pentru nu ar fi unghiul, perspectiva mea, unghiul meu de vedere. Eu cred că, mai ales atunci când ești nou în politică, când n-ai un trecut mai mult sau mai puțin tenebros în spatele tău, când te afișezi în fața electoratului, sau înainte de a face lucrurile astea, trebuie să fii foarte atent dacă cumva în dulapurile tale nu pot fi identificate un schelet, 2, 3, 4, 5. Și doar după ce știi cu siguranță că nu există așa ceva, poți să te duci în fața publicului, electoratului, și să spui: eu sunt un om nou, votați-mă pe mine, pentru că nu o să aveți niciodată ce hibe să-mi găsiți. Da. Eu pot să spun din popor? Să vedem povestea nu cu comisarul, există importantă. Fete mari în politică, da? Sper că înțelege tot românul ce am vrut să spun. Ideea că în politică vin îngerii și ne salvează e fake news. Nu există fete mari în politică. Dar măcar să nu ni se prezinte drept Afrodita din spuma mării sau albă ca zăpada, cineva care totuși s-a ocupat cu niște lucruri cu care noi ăștia la nu ne-am ocupat. Dar nu înseamnă că, repet, nu înseamnă că e vinovat. Cum domnul Neamțu, și eu simt nevoia să iau apărarea că e în lipsă lui Andrei Caramitru, care spune multe lucruri cu care nu sunt de acord. Cum ar fi faptul că noi suntem materii fecale, da. Dar încă o dată, a lucra pentru o companie străină importantă nu e o vină neapărat că din asta ai câștigat bani. Dar a lucrat cu Pont, am spus. Dar e o problemă. A lucrat el personal cu Pont. Uite, ca să fac reclamă la mare, Andrei Caramitru. Și Sabin Orcan este director la o revistă și la un brand american super recunoscut, printre cele mai bune reviste din lume până la urmă, dar nu are o vilă de 3 milioane și jumătate în centrul Bucureștiului. El locuiește într-un apartament în Voluntari, în Ilfov, ca și mine, într-un apartament. Nu suntem ca și Andrei Caramitru. Asta e viața. Comisarul european este o miză foarte importantă, foarte importantă, și va fi tranșată această nominalizare de viitorul guvern. Acest guvern nu mai are legitimitate să facă o propunere la Bruxelles. Asta spune Claus Iohannis. Haideți să vedem povestea. Este din partea noastră, din păcate, un blocaj care se numește guvernul Dăncilă. Am mai spus acest lucru și
Din păcate, trebuie să repet, eu să mă opun ferm la așa ceva, fiindcă un guvern care a fost demis de drept în Parlamentul României nu poate să facă propunere în numele României pentru următorul mandat al Comisiei, în care cu certitudine acest guvern nu va avea niciun rol. Nu o să discut despre nume de posibile propuneri, dar îi voi spune foarte clar, doamnei președinte ales, că nu pot să accept ca un guvern demis să facă o propunere care să fie și acceptată. Iar despre portofoliu, sigur, eu am mai discutat cu doamna von der Leyen și m-a asigurat că portofoliul care a fost alocat pentru România rămâne valabil și nu am niciun motiv să cred că acum apar schimbări unilaterale. Îi veți cere practic Ursulei von der Leyen să aștepte să se pună un guvern nou în România? Da, asta este varianta ideală și eu... Ar putea dura procedurile. Da, eu sper să înțeleagă toate părțile implicate, în speță Parlamentul României, că nu putem să ne jucăm cu regulile democrației. Cum ar fi asta să existe un prim-ministru desemnat și să nu se discute în Parlament noul guvern? Este un scenariu greu de imaginat, care sper să nu devină realitate. Deci, mai simplu spus, dacă Pro-România și USR nu votează guvernul liberal, Viorica Dăncilă va rămâne, practic, la Palatul Victoria și va putea să susțină candidatura pentru comisar european? Nu va putea. Tehnic, avem 30 de zile pentru a trimite la Bruxelles cineva, domnul Orban, dacă va fi investit, sau Viorica Dăncilă, o propunere clară de comisar european. Dacă va rămâne Nica... Va menține numele unica Viorica Dăncilă sau o să vină liberalii cu... Am și eu câteva informații. 1. Data de 3 noiembrie este data până la care vor trebui depuse noile candidaturi pentru cele trei țări despre care vorbim. 2. Ursula von der Leyen și purtătoarea ei de cuvânt au declarat că nu discută cu un guvern care a căzut în urma unei moțiuni de cenzură, pe care de consecință partenerii noștri europeni pentru noua comisie așteaptă o nominalizare din partea viitorului. Păi, dacă nu faci investitul, pe noi nu mai avem timp, scurtă pauză și revenim. România va veni în câteva minute la dosar de politician. Vom discuta despre cum arată această campanie electorală prezidențială. Traian Băsescu are experiența, a câștigat două asemenea campanii prezidențiale, cea din 2004 și cea din 2009. Se anunță și această campanie, cel puțin după cum arată ultimele dezvăluiri legate de Dan Barna, o campanie care se va încărca cu scandaluri. Traian Băsescu o să ne explice cum vede el această campanie. Rămâneți alături de noi, revenim imediat.